Bună ziua și bun găsit la Daily Briefing. Numele meu este Radu Puiu. Înainte de a începe discuția noastră, trebuie să facem referire la aspectele riscante pe care le presupun investițiile în active financiare. Astfel, trebuie să menționăm faptul că prezentarea noastră este realizată într-o manieră generală, iar aspectele discutate nu reprezintă recomandări de tranzacționare. Mai mult, instrumentele financiare implică riscuri, iar utilizarea efectului de levier majorează aceste riscuri. În plus, performanțele în trecut nu reprezintă niciun fel de garanție cu privire la evoluțiile viitoare. Sesiunea de ieri ne-a adus o extindere a secvenței pozitive la nivelul piețelor de capital, iar indicii au înregistrat a treia zi consecutivă de creștere. Ce a dus la o astfel de evoluție? Optimismul care a persistat la nivelul investitorilor. Iar această tendință a avut loc în ciuda unor evoluții ușor pesimiste. Astfel, ieri au fost publicate datele cu privire la cererile inițiale de șomaj din SUA, care, dacă analizăm calendarul, au înregistrat o creștere majoră, o creștere masivă. Nici nu știu cum putem să descriem această valoare. De ce spunem acest lucru? Pentru că a fost marcată cea mai ridicată valoare din istorie, care a depășit cu mult maximele din timpul crizei financiare sau chiar și maximele istorice din anii 80. Ca să ne facem o idee, vedem că prognoza indica un nivel de 1 milion de astfel de cereri, în timp ce valoarea reală s-a ridicat la aproape 3,3 milioane. În comparativ, în perioada crizei, maximul a fost în jur de 660.000, iar maximele istorice variază undeva în jur de 700.000. Prin urmare, vedem că ne aflăm la o distanță mult mai mare, iar situația ar putea să pară destul de îngrijorătoare. Ca să ne facem o idee, acest nivel, 3,3 milioane, reprezintă 1% din populația totală a SUA. Nu vorbim despre valoarea totală a persoanelor din câmpul muncii, ci pur și simplu din populația totală, care este în jur de 330 de în jur de 270 de milioane, cu aproximație 270-280. Prin urmare, ne-am fi așteptat că o astfel de evoluție ar fi avut un impact negativ asupra încrederii investitorilor și ar fi afectat stările. Totuși, o astfel de evoluție nu a avut loc. De ce? Există două motive. În primul rând, traderii par să fi rămas concentrați asupra pachetului de stimulente din SUA, considerând acest aspect mai important, cel puțin în acest moment, întrucât oferă niște măsuri extrem de așteptate și care se estimează avea un impact pozitiv, semnificativ și care ar putea să tempereze efectele negative determinate de această pandemie. Iar în al doilea rând, am putea să vorbim despre așteptări. Și anume că estimările indicau o creștere de aproape 4 milioane, vorbim despre o estimare realizată de Citi, iar în acest context investitorii ar fi putut să se aștepte la o valoare și mai negativă. Iar în acest context, un nivel de aproximativ 3,3 milioane pare să fie un scenariu mai optimist, pentru că au apărut tot felul de informații ce sugerau un măcel, am putea spune, la nivelul pieței
pieței forței de muncă, tot mai multe state anunțau faptul că aveau probleme cu site-urile, li se blocau ca urmare a valului uriaș de astfel de cereri de șomaj. Iar în acest context, investitorii au tins să includă în preț destul de rapid informațiile negative, iar odată cu publicarea datelor ușor mai bune, este posibil să fie asistat la această continuare a secvenței pozitive și la o tendință de creștere la nivelul piețelor de capital. Astfel, am asistat la o revenire a US 500 deasupra pragului de 2600 de puncte, nivel care reprezintă o barieră importantă. De ce spunem acest lucru? Pentru că dacă analizăm un grafic daily, vedem că această barieră a întrerupt mai multe încercări descendente din perioada 2017-2018 și reprezintă un nivel destul de important pentru investitori. Totuși, în această dimineață vedem o ușoară pierdere a încrederii și o tendință de revenire, prețul scăzând ușor sub pragul de la 2590 de puncte și reîntorcându-se mai aproape de această retragere Fibonacci de 100% din secvența, din secvența de creștere, din secvența ascendentă de la jumătatea anului 2018. În următoarea perioadă am putea să asistăm la o ușoară tendință de consolidare și poate o ușoară tendință de așteptare. De ce? Pentru că perspectivele sunt destul de incerte, mai ales cele legate de modul în care va evolua situația pandemiei la nivelul SUA. Întrucât ieri a fost înregistrată o creștere masivă, în timpul căreia numărul de cazuri din America le-a depășit pe cele din China și Italia, iar în acest moment SUA se află pe prima poziție la nivel mondial, ceea ce ar putea să pună anumite probleme. Și DAX-ul a avut o evoluție bună în timpul sesiunii de ieri, deși inițial vedem că a început într-o manieră ușor pesimistă, iar prețul a scăzut până la testarea nivelului de suport de la 9507 puncte. Ulterior am asistat la o revenire care pare să se fi încheiat undeva în ultimele ore ale sesiunii de ieri. De atunci investitorii au tins să bată puțin în retragere. Atitudinea aceasta pozitivă a fost impulsionată în mare parte de evoluțiile și de avansul puternic obținut de către piețele de pe Wall Street. De ce? Pentru că tot mai multe companii importante, dar și sectoare, au obținut câștiguri masive. În acest context putem să menționăm poate doar câteva companii de tehnologie, printre cele mai importante, precum Facebook, Amazon, Apple, Netflix sau Alphabet, desigur Google, care au reușit să marcheze o apreciere de peste 4%. Mai mult, alte sectoare care au beneficiat de această tendință de creștere au fost cele de utilități, dar și cele de servicii. Prin urmare, am asistat la o tendință de recuperare puternică, ce părea să ducă la o atitudine mai bună. Totuși, perspectivele nu sunt cele mai bune. De ce? Într-adevăr, avem măsuri serioase luate de către atât de instituțiile guvernamentale cât și de băncile centrale în ideea de a tempera efectele negative și de a stabiliza economia, dar rămâne de văzut gradul de
eficacitatea al acestora și cât de afectate vor fi economiile, mai ales economiile importante. Totuși, ieri un alt val de optimism a venit din partea președintelui Fed, Jerome Powell, care am putea spune că am asistat la un eveniment destul de rar, și anume acela, și anume faptul că el a oferit un interviu televizat, ceea ce nu se întâmplă prea des. În timpul căruia a susținut că Banca Centrală a Americii este dispusă să ia toate măsurile necesare pentru a susține economia. Mai mult de atât, a menționat că aceste facilități și măsuri de stimulare ale economiei nu reprezintă decât un pod trasat asupra unei perioade incerte, asupra unei perioade de criză, care are scopul de a ajuta, de a face transferul, am putea spune, de la o economie foarte puternică la o economie asemănătoare din punct de vedere al formei, am putea spune. Această metaforă a oferit un nou motiv de încredere investitorilor, și anume acela că oficialii americani consideră că, în ciuda acestei crize și în ciuda datelor dezamăgitoare și problematice, am putea spune, oficialii consideră și estimează o revenire a economiei SUA și, în continuare, o menținere a acestei perioade solide și stabile a economiei. În următoarea perioadă, am putea să, în sesiunea actuală, am putea să vorbim despre o ușoară tendință de consolidare, am putea spune, la nivelul DAX-ului. De ce? Pentru că vedem un interval destul de permisiv în care prețul ar putea evolua, iar în acest context, până la încheierea sesiunii de astăzi și până la venirea weekendului, nu cred că vom vedea o modificare semnificativă a atitudinii, mai ales dacă ținem cont că în acest moment cotația se află undeva în zona mediană acestui canal, marcat de limită inferioară 9507, limită superioară 10400, ambele niveluri importante atât pe termen scurt cât și pe termen mai lung. Pe termen scurt, 10400 a reprezentat un nivel de suport important, care vedem că a întrerupt mai multe încercări de depreciere, și de unde au avut loc ricoșee destul de puternice. În timp ce 9507 a acționat atât în manieră de suport, cât și de rezistență în ultima perioadă, ceea ce ar putea să la fel să-i ofere un nivel crescut de interes la nivelul investitorilor. În continuare vom discuta despre piețele valutare. EURUSD a beneficiat ieri de o apreciere. În urma publicării datelor din SUA, dolarul american a suferit o tendință de vânzare, de reorientare, iar investitorii s-au dus către monede stabile, monede cunoscute care să ofere, am putea spune, caracteristici asemănătoare dolarului american. În continuare, o ușoară tendință de scădere a apetitului pentru risc ar putea să ducă la o creștere a cererii de euro, mai ales dacă ținem cont de două aspecte. În primul rând, deteriorarea perspectivelor economice din SUA, dar și acea creștere explozivă a numărului de cazuri din America. Creștere care, după cum spuneam, i-a dus pe aceștia pe prima poziție, lucru care, desigur, nu este
un aspect pozitiv. Iar în acest context, investitorii s-ar putea reorienta către euro ca o alternativă atât pentru plăți internaționale, cât și pentru deținerea de lichidități în astfel de momente incerte, dar și care să ofere un nivel de stabilitate. În acest context, zona de la 1.11 pare să fie principalul sau de fapt primul nivel țintă pentru cumpărători, întrucât vedem că acesta a oferit și suport cumpărătorilor în trecut, vorbim despre perioada în care cotația s-a aflat în această formațiune ascendentă de triunghi și care părea să acest nivel părea să ofere susținerea necesară cumpărătorilor pentru a întrerupe mișcarea descendentă. Totuși, la acel moment, dolarul puternic și-a spus cuvântul și a dus la o spargere agresivă care a dus cotația către minimele locale de la 06.763 de atunci. Prețul se află într-o revenire, iar de ce nu am putea să asistăm la o reîntoarcere deasupra pragului 1.11? În cazul în care acea barieră va cădea, următoarea zonă de interes, aproximativ 1.11.900, care la fel a reprezentat un nivel important de rezistență în ultimele săptămâni. GBP/USD a reușit să și ea să câștige teren. De ce? Pentru că vedem că lira sterlină a reușit să depășească bariera de la 1.21, barieră care are o importanță crescută la nivelul psihologic, am putea spune, al investitorilor. Toată această evoluție a fost impulsionată de evenimentul de ieri, și anume decizia de dobândă a Băncii Angliei, unde desigur nu a fost oferită o modificare a ratei, ci doar a fost prezentată o menținere a condițiilor actuale, ceea ce a determinat o stabilitate și o accentuare a cererii pentru moneda britanică. Totuși, perspectivele economice rămân destul de sumbre și la nivelul statului insular. De ce? Pentru că Banca Angliei a estimat o scădere bruscă a PIB-ului în prima jumătate a anului și o creștere semnificativă a șomajului la nivelul întregii țări. Toată această evoluție fiind determinată de blocajul economic în urma epidemiei și de toată această situație specială, am putea spune. Totuși, ministrul de finanțe a anunțat un plan de susținere, un plan de oferire de stimulente liberilor profesioniști din Marea Britanie, și anume oferirea unor subvenții care să se ridice la maxim 80% din profiturile lunare medii din ultimii 3 ani. Această sumă, desigur, nu poate să fie mai mare de 2500 de lire, dar vedem o tendință clară de încercare, în primul rând, de a stabiliza economia, iar în al doilea rând de a oferi oamenilor încrederea necesară și de a îmbunătăți stările în astfel de momente de panică și de incertitudine. În acest context, principalul nivel de urmărit 1.21, care reprezintă o barieră psihologică. Ținând cont de tendința dolarului, unui dolar mai slab, am putea să asistăm la o tendință de extindere a perioadei pozitive, iar în acest context, dacă trecem pe un grafic daily, vedem că principala zonă țintă ar părea inițial zona aceasta de la 23.253, care
vedem că a încercat să fie depășită, cel puțin testată, dar cumpărătorii și-au pierdut, încrederea. Dar odată cu depășirea acestei zone, care vedem că și în trecut a pus probleme serioase investitorilor, am putea discuta despre o posibilă accelerare a secvenței optimiste și la o deschidere a drumului către niveluri mai ridicate. Pentru că și în trecut depășirea acestei bariere vedem că a marcat impulsul ascendent din perioada octombrie, din perioada octombrie 2019. USD/JPY s-a depreciat ieri ca urmare a acelei tendințe de corecție a dolarului american. Astfel, vedem o extindere a perioadei descendente care a marcat și cumva a confirmat această formațiune ascendentă de triunghi, care odată după spargere prețul a scăzut până la punctul de început al secvenței ascendente. Vorbim despre această zonă de la 108.421, care este susținută de o retragere de Fibonacci de 100% din secvența descendentă din perioada, ianuarie-februarie 2020. În contextul actual, am putea să asistăm la, la o ușoară recuperare conform, conform graficului, care, care totuși pare să fie limitată. De ce spunem acest lucru? Pentru că este limitată de două aspecte. În primul rând, de perspectivele investitorilor cu privire la dolarul american, iar pe de altă parte, limitată de atitudinea investitorilor și de apetitul acestora pentru risc. Întrucât în acest moment, în ciuda unei tendințe de depreciere pe piața, pe piețele financiare, vedem o recuperare la nivelul, dolarului american în raport cu yenul japonez, dar ținând cont de nivelul la care ne aflăm, această barieră de la 61, de la 100-939 ar putea să reprezinte o rezistență importantă, întrucât este susținută de o retragere Fibonacci de 61,8% din același impuls ascendent. În eventualitatea în care acest prag s-ar dovedi prea puternic pentru cumpărători în momentul de față, zona menționată anterior, zona care a oferit și ieri suport la între 108.200 și 108.400, pare să fie principalul suport. În ultima parte a discuției vom aborda piața de mărfuri. Petrolul vedem că a revenit din nou la această evoluție negativă. Astfel, a scăzut major în timpul sesiunii de ieri, după 3 zile de recuperare. Ce a determinat o astfel de evoluție? Perspectivele pesimiste, în mare parte. De ce? Pentru că blocajele economiilor par să fie anulat așteptările pozitive, conform cărora pachetul de stimulente din SUA va susține prețurile petrolului și va oferi un impuls acestuia. În acest moment, principalul aliat, am putea spune, al petrolului ar putea să fie o posibilă înțelegere între Arabia Saudită și SUA cu privire la a nu pune în aplicare planul anunțat de Arabia Saudită, și anume majorarea volumului produs de petrol. Totuși, specialiștii estimează că
am putea să fim deja, să fie deja prea târziu pentru piața petrolului, iar chiar dacă un astfel de scenariu se va materializa, impactul știrilor deja să fi fost inclus în preț, iar stabilitatea pieței să fi avut deja de suferit. În acest context, nu vedem argumente pozitive care să susțină prețul. Singurul aspect care ar putea să ofere un impuls ar fi încheierea situației de criză și a pandemiei și revenirea treptată la normal a economiei și în special a economiei globale, desigur, și în special a anumitor sectoare. Vorbim de cel industrial și de cel de călătorii și anume de transportul aerian, întrucât acesta este unul dintre argumentele negative principale ce au dus la o scădere a cererii de petrol, ca urmare a scăderii cererii de combustibil, desigur. În această perspectivă, zona actuală de la $23 per baril nu pare avea o relevanță prea mare pentru cumpărător. Da, vedem în trecut că au întrerupt o tendință de corecție și care a dus la marcarea unei reveniri, dar principalul nivel de suport pare a fi mai degrabă în zona de $20 per baril, suport pe termen mediu. Având în vedere perspectivele viitoare, am putea să ne așteptăm la o evoluție a prețului undeva în intervalul $25 per baril, $20 per baril, iar în cazul în care argumentele vor fi negative, zona inferioară ar putea să fie mai degrabă scenariul de bază pentru materia primă. Aurul a beneficiat și el de acea tendință de corecție la nivelul aurului, la nivelul dolarului american. Astfel, s-a reîntors în zona de $1630 per uncie. De acolo, depășirea acestei bariere nu a marcat o intensificare a încrederii și astfel am asistat la o temperare a atitudinii și a entuziasmului, prețul reîntorcându-se rapid sub această barieră și prevenind mai degrabă într-o perioadă de așteptare, într-o perioadă de consolidare, undeva în vecinătatea barierei menționate anterior. Având în vedere perspectivele aurului și faptul că și datele slabe cu privire la cele de șomaj, investitorii s-ar putea aștepta la noi măsuri de stimulare din partea băncii centrale, a Rezervei Federale, ceea ce ar putea să sporească cererea pentru aur, desigur, aspect pozitiv pentru cumpărători, dar un astfel de scenariu pare încă destul de îndepărtat. De ce? Pentru că trebuie să avem în vedere deja valul masiv de măsuri anunțate de banca centrală, iar pe termen scurt, cel puțin în următoarele zile, nu cred că vor mai fi anunțate alte decizii de această natură. Deja așteptăm votarea acelui proiect de lege în Camera Reprezentanților de astăzi, care va aduce un pachet de stimulente în valoare de 2000 de miliarde de dolari și care va oferi susținere aproape tuturor sectoarelor economice. Prin urmare, efectele pozitive ar trebui să fie extinse și ar trebui să susțină destul de puternic economia afectată de situația pandemică. Calendarul de astăzi nu ne aduce date foarte importante care să aibă potențialul de a determina
mișcări, mișcări semnificative, prin urmare, atenția s-ar putea orienta către, către situația piețelor și în special către situația pandemiei, mai ales în contextul, în contextul SUA și în contextul numărului exploziv de creștere al cazurilor din Statele Unite. Dacă la sfârșitul zilei vom asista la o nouă astfel de, de evoluție, încrederea investitorilor ar putea să aibă de suferit odată cu venirea weekendului, întrucât ne-am putea aștepta la, la un nivel exploziv odată cu, cu reluarea săptămânii viitoare. Prin urmare, nivelul de volatilitate de astăzi ar putea să rămână la cote, la cote ridicate, aspect care pare să devină, să devină un, să devină unul foarte obișnuit în realitatea actuală. Vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o zi bună și un weekend frumos. La revedere!